Prima extragere pentru Ioana. Ioana i-a picat. Refolosesc lucrurile. Așa, Ioana, ca să știi la ce te aștepți în 2012. Trecem mai departe cu Andra. Andra, tu trebuie să reduci consumul. Deci, economic și alte chestii. Nu dați bani pe prostii. Daniel Ilescu, care a comentat și pe Facebook și pe Facebook. De două ori pe Facebook. Daniel, tu refolosești lucrurile. Eventual poți să faci schimb cu Ioana, că și ea a picat același lucru. Corina Nițescu. Băi, Corina, e greu. Tu trebuie să redefinești munca și să reduci consumul. Nu știu exact ce face, dar eventual vorbești cu ceilalți doi pentru consum pe 2012. Trecem mai departe la Carmen. E mai mult pe reapuc de sport. Dar cum Carmen a zis că s-a reapucat de sport, înseamnă că eu sunt practic un fel de Moșu Omidu și am avut dreptate de data asta. Mă rog, ai putea să încerci puțin să reciclezi plasticul dacă tot a venit un sfert de sticlă pe acolo. Mai departe, la Oana din Bucate. Oana din Bucate. Și ăsta. Restabilesc echilibrul. Ai auzit, Oana? Restabilește-ți echilibrul. Așa zice sticla. Stai că este numai. Bun. Mai departe, ca în carte, trecem la Cristian. Cristian. Trebuie să regăsesc bucuria. Am fost eu că e puțin cam supărat și cam enervat de tot și toate prin comentarii. Deci, Cristian, fii mai vesel. Uite, o veste proastă, o să învârt roata acum și pentru soacra. Soacra lui Cristian. Soacra lui Cristian reciclează plastic. Mă rog, uite, o veste bună. Probabil se pot o combina astea două. Probabil Cristian poate să fie să-și regăsească mai repede bucuria când o trimite pe soacră sa să recicleze plasticul. Asta a fost tot.